În cadrul acestui eveniment s-a realizat prezentarea programelor de studii oferite de instituție, dar și un rezumat al rezultatelor deosebite obținute de studenții și absolvenții Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Am încercat să facem puțin mai diferit această ofertă. Înainte de a ține conferințe și de a prezenta la modul teoretic ce și cum, am zis să arătăm și o parte din realizările pe care fie colegii de la Facultatea de Inginerie, fie cei de la Științele Educației sau de la Științe Economice, de la Sport, deci toate cele patru facultăți cu multiplele specializări pe care le avem, să familiarizăm, să spunem, candidații posibili cu ce oferim și care sunt înainte de toate. Am vrut să-l facem aici, în clădirea nouă, să arătăm dotările de care dispunem, să arătăm condițiile de studiu. Studenții au întâmpinat pe elevii din anii terminali cu proiectele de succes. Te virează după cum îl comandă pe telefon, înainte, înapoi, stânga, dreapta, prin Bluetooth. Acelea sunt de urmărit linia, acestea pentru lupte se luptă între ei, este un traseu și să-l scoată unul pe altul afară. Îți place și pasionat de ceea ce faci? Da, sunt în anul 3 la Automatică și Informatică Aplicată și chiar sunt pasionat. Vizitatorii spun că prezentarea l-a dat de gândit și pe viitor iau în calcul să rămână la studiu acasă. Am venit aici pentru a vedea noi oportunități, să vedem ce ne poate aștepta, ce ne poate ajuta să ne dezvoltăm mai departe. Adică, dacă ne dorim ceva, să vedem dacă ne poate ajuta cu ceva această facultate. Conducerea universității anunță că, prin intermediul proiectului cu titlul Accesul la educație, o șansă pentru toți, realizat cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, se va organiza evenimentul Educația un pas spre viitor, în cadrul căruia vor fi premiați elevii admiși cu medii mari la facultățile noastre la concursul de admitere pentru anul universitar 2018-2019.